După 2 luni și jumătate a fost numit un nou viceprim-ministru pentru reintegrare. Fostul ambasador al Republicii Moldova în Germania, Oleg Serebrean, a depus jurământul de învestire în prezența președintelui Maia Sandu și a premierului Natalia Gavrilița. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Oleg Serebrean și-a încheiat mandatul de ambasador la Berlin în 2 ianuarie. Ulterior, acesta a fost numit în funcția de director al Institutului Diplomatic al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. În perioada 2005-2010, Serebrean a fost deputat ales pe listele blocului electoral Moldova Democrată, formațiune care în 2008 a fuzionat cu Partidul Democrat. Funcția de viceprim-ministru pentru reintegrare a devenit vacantă după ce Vladislav Kulminski a demisionat după 3 luni de la învestire, invocând motive personale. În acea perioadă, Kulminski a mers de 2 ori în Federația Rusă pentru a discuta despre soluționarea conflictului transnistrean, precum și despre prelungirea contractului cu Gazprom. Plecarea lui Kulminski a lăsat multe semne de întrebare pentru analiștii politici. Unii experți susțin că demisia ar fi fost cauzată de unele prevederi secrete ale acordului dintre Moldova Gaz și Gazprom, pe care funcționarul nu le-ar fi acceptat.